Bună ziua, copii! Astăzi ne-am propus să recapitulăm unul dintre romanele postbelice despre care studiem în manualele alternative. Este vorba despre Muromeții de Marin Preda. V-am adus aici și volumul 1 și volumul al doilea, la care trebuie să facem referire dacă în subiectele de bacalaureat întâlnim formulări de tipul următor. Realizați un eseu în care să prezentați particularitățile unui roman postbelic studiat sau realizați un eseu în care să prezentați un roman realist. Considerăm romanul Muromeții înscris în realismul de tip psihologic, pentru că așa afirmă Eugen Simion, un scriitor român de astăzi, și putem să analizăm scrierea și dacă formularea este ne cere să vorbim despre un roman realist. De asemenea, putem să vorbim despre Muromeții, dacă ni se cere, să analizăm un text narrativ, particularitățile unui text narrativ scris de Marin Preda. Cam acestea ar putea fi formulările pe care le putem întâlni la subiectul al treilea și la care putem răspunde analizând romanul Muromeții. Scrieți și voi astăzi titlul romanului. Evelina, ești tu la tablă. Muromeții de Marin Preda. Ai și o cretă mai bună. Mai repejor. Și un pic mai clar. De Marin Preda. Și te rog să scrii pentru primul punct din planul nostru de recapitulare, roman obiectiv. Roman obiectiv. Puteți să-mi spuneți cum numește Nicolae Manolescu romanul obiectiv? Adi? Nicolae Manolescu numește roman doric. Roman doric, în paranteză, adaugi doric. Sau așa, e bine. Roman doric. Dedesubt, roman realist. Roman realist. Roman multiplan. Roman multiplan. Suficient. Rămâi puțin la tablă. Poate mai notăm câteva idei ale colegilor tăi. Ce alte romane obiective mai cunoașteți? Ce alte romane obiective? Romane, nu novelă. Romane. Păi încet. În ordinea în care l-ați studiat, Robert? Ultima noapte. Este un roman subiectiv. Deci, Ultima noapte de dragoste, Întâia noapte de război, este un roman subiectiv. Raportându-ne la romane obiective. Denis? Ion. Propoziții. Romanul Ion de Liviu Rebreanu. Este un roman obiectiv. Alt roman. Enigma Utiliei, de George Călinescu. Este un roman obiectiv sau subiectiv? Este obiectiv. Enigma Utiliei este un roman obiectiv. Păi, era foarte simplu. În afară de Ultima noapte de dragoste, ce am studiat noi, și Întâia noapte de război, de Camil Petrescu, celelalte sunt considerate romane obiective, scrieri obiective. Să ne amintim cum reușim să demonstrăm că romanul este obiectiv sau doric. Care sunt elementele pe care trebuie să le aveți în vedere? Narațiunea se realizează la persoana a treia. În primul rând, foarte bine, vorbim despre tipul de narator. Deci du-te, te rog, la tabla cealaltă și notează. Roman obiectiv. Deci să clarificăm ce urmăriți când trebuie să demonstrați că romanul este obiectiv. Roman obiectiv. Sublinează amic naratorul. Naratorul. Aveți în vedere naratorul. Deja ne-a spus Adina că narațiunea se face la persoana a treia. Altceva despre acest tip de narator. Ce mai știți? Notează. Este, naratorul este și acum vei introduce cu marcator, cu liniuță. Heterodiegetic.
Cineva dintre voi care poate să explice, poate să explice ce înseamnă heterodiegetic? Luiza, tare. Tratamentul heterodiegetic nu se implică afectiv în diegetic sau... În universul textului, în universul povestit. Hetero înseamnă diferit, diegeză înseamnă poveste. Este naratorul care nu face parte din poveste. Acela care își păstrează obiectivitatea, imparțialitatea, care prezintă o perspectivă detașată. Altă trăsătură a acestui tip de narator. Este omniprezent. Ce înseamnă omniprezența? Cum o înțelegeți? Omniprezent, prezent. Se află, este capabil de ubicuitate, adică poate fi, ne demonstrează prin relatările sale că se află în mai multe locuri în același timp. Deci, veți fi atenționați de anumite structuri. De exemplu, în acest timp, găsim în romane, în acest timp, adică aflăm ce s-a petrecut într-un anumit spațiu cu anumite personaje și apoi ni se spune, în acest timp, acasă sau în regiune, teritoriu, aflăm ce s-a întâmplat. Așa se demonstrează omniprezența. Deci omniprezența este capacitatea naratorului de a fi prezent în mai multe locuri în același timp și de a relata din toate aceste spații. Altă trăsătură. Este omniscient. Este omniscient. Omniscient. Ce înseamnă omniscient, Daniela? Știe mai mult decât personajele sale. Despre naratorul obiectiv se spune că funcționează ca un demiurg. Că până la urmă el poate să facă, să le decidă destinele. Este cel care le consideră pe personaje niște ființe de hârtie. Sunt la discreția lui, la dispoziția lui. El știe tot ce se va întâmpla cu ele și uneori, am spus noi, chiar anticipează destinul prin anumite detalii, prin anumite semnale narrative. Și altă trăsătură mai avem? Da, tot tu. Uite, ea a spus, este creditabil. Ce înțelegeți, Robert? Deoarece oferă faptele într-o manieră verosimilă și impersonală. Impersonală. Adică este creditabil, ai zis creditabil sau necreditabil? Creditabil. Creditabil nu are niciun interes să manipuleze adevărul. Nu filtrează prin subiectivitate și atunci oferind relatarea într-o manieră impersonală, merită să oferim încredere spuselor sale. Și nu mai spui tu. O altă trăsătură, nici tu. Hai să mai trezim pe altcineva. Cum mai este un narator obiectiv? Nu este dramatizat. Nu este dramatizat. Ce înțelegeți prin această capacitate? Incapacitate. Nu intervine în planul vorbirii directe. Foarte bine. Nu intervine în planul vorbirii directe. Notează. Nedramatizat. El nu are replică, el nu comunică direct, în planul vorbirii directe cu personajele sale. Păi, vreau să mai priviți odată tot ce a scris Evelina. Este un reper important pentru orice roman obiectiv. Tot ceea ce pregătim pentru bacalaureat, ca roman, în afară de ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război, de Camil Petrescu, tot ce am stabilit noi, în funcție de manualele noastre alternative, sunt romane obiective. Ion este un roman obiectiv. Baltagul este un roman obiectiv. Enigma Otiliei este un roman obiectiv. Moromeții este un roman obiectiv. Să fixați foarte bine această informație. Pentru că puteți rata subiectul al treilea. Dacă nu identificați corect textul despre care trebuie să vorbiți, despre care trebuie să scrieți un eseu. Să continuăm. Nu este suficient pentru a demonstra că un roman este obiectiv, nu este suficient raportarea doar la narator. Mai aveam câteva repere. Perspectiva narrativă. Evelina, hai să treacă și altcineva. Diana, hai. Și cât puteți, fără să vă deranjați, să vă mai pregătiți să ieșiți la tare. Al doilea punct, e acolo tot un B. Subliniază, te rog, naratorul, să ținem minte când demonstrăm că romanul este obiectiv, ne referim la narator și a doua trăsătură, perspectiva narrativă. Veți avea în vedere perspectiva narrativă. Chiar în modelul pe care Serviciul Național de Evaluare l-a oferit pentru promoția voastră,
Textul ales suport la partea întâi este și pe care voi îl puteți, l-am și analizat noi la clasă, dar îl puteți revedea pe site-ul Ministerului. Este un subiect, este un text extras din proza lui Marin Preda. Deci la punctul 1 nu avem genul liric, nu avem genul dramatic, avem genul epic și una dintre cerințele de la punctul 1 este să indicați perspectiva narrativă. Baremele vă dau un singur răspuns, foarte scurt. Perspectiva narrativă este ori subiectivă, ori obiectivă. Dar ca să obțineți punctajul maxim de 4 puncte pe o asemenea cerință, trebuie să aduceți argumente. Ce perspectivă narrativă credeți că are un roman obiectiv? Adina? Perspectiva narrativă este viziune parderie. Dar dintre cele două variante din barem întâi și apoi alegem noi cu argumente. Este obiectivă sau subiectivă? Este obiectivă. Este obiectivă. Deci prima dată perspectiva narrativă este obiectivă. Tot cu liniuțe, Diana, putem? Este obiectivă. Acum completăm. Ce a spus Adina? Ai reținut? Vision parderier. Accentul, te ajut eu. Un accent circumflex. Acolo. Am zis grav. Nu, eu am greșit. E accent grav. Invers. Derier. Există și, știți, sintagma în limba română, preferăm pe aceasta a naratologilor francezi. Deci este obiectivă, vision par derrière. Cum argumentăm? Nu e suficient. Pentru că naratorul pare că relatează întâmplările după ce acestea s-au încheiat. După ce acestea s-au încheiat și că putem să scriem aici relatarea? Se face la ce persoană? La persoana întreagă. Relatarea se realizează la persoana întreagă. Relatarea se realizează la persoana a treia. Această perspectivă, vision parderier, presupune ceea ce a spus Izabela. O relatare care să ne atenționeze asupra sfârșitului întâmplărilor. Naratorul ne creează impresia că știe, cunoaște destinul personajelor, știe cum ce se va întâmpla cu ele. Vă amintiți în romanul Ion. Anumite detalii care anticipează în incipitul romanului, detalii care anticipează destinul nefericit al personajelor. Haideți să urmăm cursul romanului. Este un drum șerpuit, alergând, vesel, ascunzându-se, personificat ca un alter ego naratorial, ca un suprapersonaj care capabil să ducă cititorul dinspre realitate spre ficțiune și trece pe lângă, avem niște toponime acolo, Cișmeaua Mortului și Râpele Dracului. Aceste toponime atenționează tocmai asupra nefericitei povești care va urma. De asemenea, unde se face drumul un popas? La o răscruce. Iar la răscruce este o cruce. Vă amintiți detalii? Cu? Un Hristos. Mai tare, Adina. Pictat pe o tablă ruginită, care scârțâie în vânt, fixat pe un lemn înnegrit de vrem, cu flori ofilite. Deci înnegrit, ofilit, spălată de ploi, scârțâitul. Toate acestea sunt detalii narrative care atenționează cititorul asupra perspectivei vision par derrière. Se spune totuși, de fapt, în Arca lui Noe, Nicolae Manolescu atenționează că, deși romanul Moromeții este un roman obiectiv doric, este ultima etapă a romanului doric. De aici se va transforma. Adică e deja o altă treaptă a romanului doric față de a romanului obiectiv față de ce știam noi. Și o să vă voi explica la ce se referă. El spune că naratorul dintr-o dată își pierde din capacitatea lui pe care am numit-o mai înainte demiurgică. Renunță la
renunță la o parte din funcțiile sale și folosește niște personaje, fie pe post de informatori, numește Manolescu, adică el nu mai vrea să-și asume responsabilitatea și plasează discursul naratorial din perspectiva altui personaj, ca și cum el ar povesti acel personaj, tot la persoana a treia, spunească mosul că, deci plasează întâmplările altui personaj. Folosește, spuneam, informator și reflector. Aș menționa din romanul Moromeții două personaje pe care Marin Preda le folosește în postura de reflectori, adică lor le atribuie un discurs interiorizat. Este vorba de Moromete, Ilie Moromete, și de fiul său Niculae, mai ales în volumul al doilea. Acum, dacă ați găsit ceva în reperele critice pe care le-ați studiat, aveți ceva referitor la această perspectivă narrativă specifică romanului Obiectiv Moromeții? Aveți ceva? Adina, mai tare. Nicolae Manolescu în Arca lui Noe spune că narațiunea omniscientă îndeplinește o funcție de legătură explicativă. Este o altă funcție pe care o primește narațiunea. Deci voi să țineți minte că totuși omniștiența naratorului din romanul Moromeții este limitată, este restrânsă și dintr-o dată naratorul utilizează și alte utilizează și alte personaje pentru a-și îndeplini funcțiile sale. Altceva. Diana, te las și pe tine, mergi la loc. Hai să vedem cine ne mai ajută. Fabian, scrii? Hai și tu. Ușor. Poți să treci tu pe jumătatea din dreapta a tablei de aici? La ce ne referim atunci când vorbim despre un roman obiectiv? În afară de narator, am spus noi cuvintele cheie, narator, perspectivă, focalizare. Notează punctul C, reper punctul C, focalizare. Focalizarea. Subliniază. Într-un singur roman, dintre cele amintite de mine astăzi, focalizarea este internă. Vă amintiți? Adică naratorul prezintă toate întâmplările din perspectiva unui singur personaj. Nu aflăm decât ce crede el, cum vede el, ce consideră el că gândesc toți cei din preajma lui. Adina? Este vorba de Ștefan Gheorghidiu din Ultima noapte de dragoste. Întâia noapte de război, un narator-personaj. Numai acolo există o focalizare internă. Și în restul romanelor, obiective, ce am spus despre focalizare? Focalizarea este zero, notăm așa. Continuă ca propoziție, Fabian, că nu avem mai multe de spus. Focalizarea este zero, virgulă, deoarece naratorul definește universul ficțional, definește universul ficțional din perspectiva mai multor personaje. Știm ce gândește Catrina, care spune că nu-i are o slăbiciune pentru copilul cel mic. Știm ce gândește Moromete, care nici nu poate dormi de atâtea gânduri, dar care alege să vorbească uneori singur. De ce? Mai știți? Cum motivează el? Consideră că ceilalți nu merită să le împărtășească. Gândurile. Vorbiți așa șoptit, de parcă suntem... Vreți să nu ne audă nimeni. Mai tare. Mai tare, convingător. Și dacă greșiți sunteți elevi, datoria mea este să vă corectez. Și atât. Nu e nicio problemă dacă spuneți și o greșeală. Hai să vedem. La loc, Fabian. Personaje. Am reușit până acum să punctăm reperele unui roman obiectiv. Ceea ce am mai notat acolo, o particularitate a romanului Moromeț este că îl putem numi roman realist. Care ar fi argumentele? Că
Moromeț este un roman realist. Pe scurt, nu vom face multe afirmații, alte romane realiste, vă amintesc eu. Enigma Otiliei este un roman realist de factură bazaciană. Ion este un roman realist. O novelă realistă, ne anticipase Fabian, este Moara cu noroc. Care ar fi particularitatea realismului? Câteva trăsături. Realismul aplică, operele realiste se bazează pe un principiu care presupune imitarea realității. Cum am numit acest principiu? Principiul mimesis. Principiul mimesis. Operele realiste au la bază principiul mimesis. Este poate momentul și toponimele autentice ne conving că un roman este realist și faptele care au un caracter credibil, verosimil, se puteau întâmpla. Ați înțeles acum? Deci imită realitatea. Este un univers ficțional. Nu s-a petrecut. Cum spune în Baltagu, după ce s-a tipărit Baltagu, oamenii, văzând că Sadoveanu a fost fidel descrierii spațiului, adică locuri, inclusiv toponime, oamenii locului care au citit romanul, au căutat-o pe Vitoria în Valea Tarcăului, convinși că și ea trebuia să existe dacă tot acel spațiu era adevărat. Dar, bineînțeles că povestea Vitoriei a fost una ficțională, plasată într-un spațiu care i-a amintit lui Sadoveanu de spațiul matrice, de un picior de plai și o gură de rai și l-a întors spre povestea Mioriței. Să revenim. Deci un roman realist imită realitatea, are toponime autentice și prezintă întâmplări veridice, întâmplări verosimile care se puteau petrece, credibile. Spuneam că e momentul, poate, să vă atenționez, să vă amintesc geneza romanului Moromeții. Marin Preda a debutat cu o schiță, Salcâmul, atunci când lucra la Timpul în București și mărturisește că această schiță consideră, această schiță este considerată de el nucleul narrativ al romanului. Povestește o amintire. Când tatăl său, în copilărie, a tăiat un salcâm. Un salcâm pe care îl iubea toată familia și gestul n-a fost explicat. Tatăl nu le-a dat nicio explicație. Pornind de la această întâmplare, mai târziu, Marin Preda publică primul volum din Moromeții în 1955, iar al doilea volum în 1967. Și are în centrul lui o scenă foarte importantă la care ne vom referi noi. Vă amintisem geneza romanului Moromeții pentru a confirma și caracterul realist. În Viața ca o pradă, o scriere memorialistică, Marin Preda chiar face mărturisirea că în figura tatălui său a transferat trăsături personajului Ilie Moromete, iar personalitatea lui Niculae conține de asemenea trăsături pe care le consideră el definitorii pentru propria copilărie. Satul în care se petrec întâmplările, Siliștea Gumești, este chiar satul său natal, din județul Teleorman astăzi, și lumea pe care o creează are caracteristicile specifice acelui timp. Undeva Marin Preda, tot în Viața ca o pradă, mărturisește că s-a apropiat de literatură altfel decât am fi crezut noi, citind istorie, având o pasiune specială pentru istorie. Și atunci când s-a hotărât să scrie literatură, și-a propus ca întotdeauna în scrierile sale să prezinte omul sub impactul istoriei. De aceea și în Moromeții, vedeți, nu numai dimensiunea familiei, nu este doar dimensiunea colectivității din Siliștea Gumești, este de fapt dimensiunea unui timp. Dacă mai știți, în primul volum, structurat în trei părți, ce perioadă de timp urmărește autorul? Vă amintiți? Tare, tare. Apare volumul. Așa, Adina. Și ce povestește? Ce perioadă povestește? Ce interval de timp? Întâmplările se petrec pe parcursul unei veri. Iar în câteva luni, din vara cărui an? 1937. 1937. Sunt câteva luni în primul volum
din relatarea are în vedere câteva luni din anul 1937. Și al doilea volum? Luiza? În al doilea volum prezintă 10 ani din obsedantul deceniu 1945-1955. Foarte bine. Și în câte părți este structurat al doilea volum? Robert? 5 părți și 91 de capitole. S-a spus despre cele două volume, apărute la așa mare distanță în timp, că pot fi considerate chiar două texte, două cărți diferite, pentru că, bineînțeles, stilul celui de-al doilea volum a fost diferit, a evoluat spre, inserând, de exemplu, planul oniric, valorificând mai mult reflecții, meditații, monologuri interior, introspecția. Am mai notat noi acolo că romanul este multiplan. Îmi dați exemplu de un roman uniplan. Uniplan. O singură poveste. Cu retrospecții și prospecții. Romanul Baltagu. Foarte bine. Romanul Baltagu de Mihail Sadovean este un roman uniplan. Un roman biplan. Cu un plan principal și un plan secundar care alternează. Tot dintre romanele pe care le-am pregătit pentru examen. Roman biplan, un plan principal și un plan secundar. Romanul Ion? În romanul Ion, planul principal urmărește întâmplările prin care trece Ion, pop al Glanetașului, și planul secundar este planul... Ce are în vedere? Mai știți? Povestea familiei Herdelea. Povestea familiei Herdelea, întâmplări legate de membrii acestei familii. Și iată Moromeții, un roman multiplan, care are în prim plan pe cine? Altcineva? Adelina? Are în prim plan povestea familiei Ilie Moromete. Și în planul secundar mai multe familii. Ia să vedem. Destinul mai multor familii. Vecinul lui Ilie Moromete. Vecinul lui Ilie Moromete era Tudor Bălos. Tudor Bălosu? Cu Blinica, cu... Cum? Polina. Și Victor. Și Victor. Aceștia cine sunt? Copiii... Și Aristița, soție. O altă poveste. Nu mai intrăm în amănunte. Familia lui Boțoghină. Familia lui Boțoghină. Și altul? Țugurlan. Și familia lui Țugurlan. Întâmplările prin care trece Țugurlan și familia lui. Toate aceste planuri definesc romanul ca un roman multiplan. Să vorbim acum despre simetria romanului. Cine mai este să scrie? Încercăm? Hai, Deniz. Deniz, reușim? Așa. Vă notați și voi, al doilea punct, simetria compozițională. Simetria compozițională. Da? Repede, Izabela. Simetria compozițională. Pune punctul 2. A fost un 2 arab, da? Simetria compozițională. Cum putem să spunem că este operă circulară sau simetrică? Să nu vă sperie termenul de circularitate. Noi am folosit mai mult simetrie și poate nu veți ști ce înseamnă circularitate, are același sens. Cum este obținută simetria compozițională? În general, de exemplu, vă iau romanul Ion. Cum e? Este un roman simetric. Mai încet, Robert. Șoaptă. Fă-mi niște... Este obținută simetria compozițională prin repetarea aceluiași motiv care apare în incipit, același motiv se repetă și în final. Și tu ai spus că este motivul drumului care intră în universul ficțional, conduce cititorul spre poveste și drumul care iese din pripas și care ne detașează de ficțiune și ne reintroduce în realitate. Mai e un motiv care apare și în incipit și în final. Vorbesc tot de romanul Ion acum. Motivul Horei. La început? Există? Hora de duminică, Învârtita și Someșana, sunt două dansuri specifice zonei, și la sfârșit este hora pe care o organizează cu prilejul sfințirii noii biserici din Pripas. Tot simetrie compozițională am remarcat și în romanul Enigma Otiliei. Cum este obținută simetria compozițională? Eu mai explic o dată. Ca la matematică, simetria
se, la matematică o demonstrați față de o axă, da? Egal depărtate. La, în literatură, simetrie înseamnă început și sfârșit, nu identic, cel puțin asemănător, care preia aceleași motive. Simetrie compozițională există și în Enigma Otiliei. Vă amintiți? Cu ce începe romanul? Tare. Felixima, mai spre mine. Felixima când era unchiul său Constanche Georgiveanu. Mai tare. Și povestește casele de pe strada... Povestește casele? Prezintă. Descrie casele de pe strada Antim. Ajunge la casa lui Costache Giurgiuveanu, deschide bătrânul și spune că întreabă de unchiul său și spune că acolo nu stă nimeni. Aici nu stă nimeni. Aici nu stă nimeni. Și închide ușa, Felix decide să plece, dar alternativă nu are, are 18-19 ani, nu are nicio altă rudă, nicio altă soluție și decide să mai încerce o dată. Se întoarce. Bate la ușă, este în sfârșit văzut de Otilia și adus în casă. Cum se încheie romanul? Peste 10 ani, Felix se întâlnește în tren cu Pascalopol. Pascalopol îl recunoaște, pentru că Felix nu mai vede nimic familiar în chipul acela îmbătrânit prea devreme. Îi spune că Otilia este căsătorită, că au divorțat, că Otilia este căsătorită cu un conte în Buenos Aires, îi arată o fotografie cu o femeie frumoasă, dar cu platitudini feminine, în care el nu mai recunoaște pe Otilia de altă dată. Se întoarce acasă Felix, scoate fotografia pe care Otilia i-o dăruise când ei aveau 21 de ani la despărțirea pe care, de care el nu știa, se uită la fotografie și mânat de amintiri, se întoarce pe strada Antim. Vede aceleași case, aceeași caricatură de moloză a unei străzi italice. Vede aceleași case leproase, poarta zăvorâtă, curtea plină de buruieni, a bătrânului, unde era casa bătrânului Giurgiuveanu. Și parcă aude, parcă vede, spune el, chelia lucioasă a bătrânului în deschiderea ușii și parcă aude replica pe care o rostise cu 10 ani în urmă ca o premoniție sumbră. Aici nu stă nimeni. Ați observat simetria? Circularitatea. Se încheie cu aceeași replică, cu aceeași descriere. În general, să știți că această circularitate închide povestea. Este o limită. Tocmai limită care să vă marcheze diferența între ficțiune și realitate. Mai știți alt text simetric, o simetrie puțin mai subtilă, în novela Amoara cu noroc. În novela Amoara cu noroc. Cum este obținută simetria compozițională? Prin replicile bătrâne? Prin replicile bătrâne. E un incipit de tip exabrupto. Bătrâna, ca personaj moralizator, își spune opinia că, mai știți să dați aproximativ citatul? Adelina, liniștea? Că dacă e vorba... Că dacă e vorba, nu... Banii și liniștea colibei tale te face fericit. Te face fericit. Aceasta este replica care începe novela și se termină aproximativ cu replica ei, tot moralizatoare, că așa le-a fost data, adică soarta, destinul. Și iarăși vedeți simetrie, numai că de data aceasta Ioan Slaviș folosește un personaj, cuvintele lui care deschid și care închid novela. Revenim la simetria compozițională. Notează un A la nivelul volumului, la nivelul romanului. La nivelul romanului. La nivelul romanului. La nivelul romanului trebuie să găsiți voi un element, un motiv, o imagine care deschide și închide romanul. Robert. Imaginea lui Oromete care stă peste noapte și analizează rostul drumului. Apare la începutul romanului. Și la sfârșitul romanului... Nicolae visează la un an de la moartea acestuia, ca și cum acesta, adică de moarte, încă stă și analizează și ea în râs lucrurile nefirești. Foarte bine, Robert. Eu nu v-am citit niciodată această parte din finalul volumului al doilea. În momentul în care îl visează, visul este foarte ciudat.
Nicolae nu vine la moartea tatălui său. Nu are puterea. V-am selectat eu un fragment pe care vom face un test și pentru a înțelege această relație foarte puternică și în același timp foarte stranie dintre Ilie Moromete și copiii lui în general și mai ales cu Nicolae. Mama sa îl visează, Catrina îl visează pe Ilie frecvent. Nicolae nu poate să-l viseze și resimte această neputință dureros. Se va ruga, îl va implora să-i apară și lui în vis. Și iată imaginea când reușește să își viseze tatăl, așa cum spunea Robert, mergând spre poartă, la stănoagă, pe podișcă, acolo unde putea să aibă acea viziune asupra satului pe care Marin Preda îl prezintă ca o imago mundi. Tulburată de plâns, imaginea tatălui reveni iarăși în același loc, mereu sub aceeași salcâme ai curții, luând-o agale spre șosea. Stătea însă mereu cu spatele și mergea exact ca un om care e adevărat că al lui era numai ce era împrejmuit cu gard. Dar și peste rest, cine îl împiedică să se uite? Tată, unde te duci? Strigă Nicolae iar. Dar de data asta însă foarte încet și făcând să se topească în el cu un efort suprem plânsul care îl înneca. Moromete ieși pe podișcă și Nicolae porni alături de el cu fruntea în pământ. Văzuse că nu vrea să se uite la el. Îl visează pe Moromete, îl strigă, este și el parte din visul cu tatăl său, dar Moromete privește doar spre drum, spre ceea ce este dincolo de gard, dar nu îi răspunde fiului său. Și vom vedea și monologul despre care v-am spus. Încă o dată, deci cum este simetria compozițională obținută la nivelul romanului? Prin imaginea tatălui, a lui Ilie Moromete, care stă pe stănoagă, la podișcă și privește spectacolul lumii. La nivelul romanului, prin repetarea imaginii tatălui, Atât notăm noi, doar să vă amintiți voi reperul acesta. Acum vreo câțiva ani era un subiect posibil la examenul de bacalaureat, raportul dintre incipit și final într-un roman studiat. Dacă mai spuneam și ce fel de roman, se complica. Deci, raportul dintre incipit și final înseamnă să analizăm cu atenție ce știm că apare în incipit, ce știm că apare în final și să încercăm să facem analogii, paralele, legături. Noi am făcut o legătură între incipit și final prin care demonstrăm simetrie compozițională. Și B, la nivelul volumului întâi. Evelina? Mai tare. La nivelul volumului întâi, simetria compozițională este obținută prin repetarea metaforei. Timpul avea nesfârșită răbdare cu oamenii. La început e timpul care are răbdare, avea nesfârșită răbdare. Și în finalul volumului 1? Timpul nu mai avea răbdare. Vom citi exact și vom analiza incipitul. Deci la nivelul volumului 1, prin repetarea metaforei timpului, nu scriem în ghilimele, Evelina, că nu dăm citatul, metaforei timpului. În paranteză, vă notați totuși două sintagme. Timpul de la începutul romanului este timpul subiectiv, în paranteză, durata subiectivă, oamenii care nu trăiesc mari nefericiri, consideră că timpul este răbdător și, în final, durata subiectivă bară durata obiectivă. Durata subiectivă și durata obiectivă. Ați reținut simetria compozițională. În general, să fiți atenți, există și în poezie. Vin în minte poeziile lui George Bacovia, în care simetria compozițională are o semnificație aparte.
Știți că la George Bacovia lumea este un univers închis, că e un spațiu interior, că este un spațiu exterior. Întotdeauna omul se izbește de limitele, simte grele, apăsătoare, restrictive. Și atunci când poezia este construită cu simetrie compozițională, uneori pe fiecare strofă, Amur de toamnă violet, orașul tot e violet, așa începe, încep, de exemplu, un Amur violet, toate cele trei strofe încep și se termină la fel. Ca și cum lumea este doar un univers apăsător și făcut pe care să-l percepem ca o permanentă sursă de durere. Deci simetria compozițională nu este specifică doar genului epic. Poate fi întâlnită și în genul liric. Și nu trebuie să lăsați neinterpretată această particularitate a unui text. Evelina, încearcă să treci la locul tău. Vă notați voi acum punctul 3. Incipitul cu intrări multiple. Incipitul cu intrări multiple. Ce alte tipuri de incipit mai cunoașteți? Ce alte tipuri? Simona? Formulează propoziție? Mai cunoaștem incipitul exabrupt, exabrupt. Ce înseamnă pentru tine? Adică intră direct în poveste. În subiect. Că este un discurs liric, că este un discurs epic. Incipitul de tip exabrupt presupune o abordare directă, fără introducere, fără o altă pregătire. Ce înțelegeți printr-un incipit de tip expozitiv? Cu ce seamănă expozitiv? Luiza? Temporal și personal, și l-am întâlnit într-un poem, lirism obiectiv, lirica măștilor, lirica rolurilor, în Luceafărul. Se întâlnește un astfel de incipit expozitiv care amintește de formula, a fost odată ca în povești, de formula? Ce formula? Formula inițială a bazmelor. Și incipitul cu intrări multiple din romanul Moromeții este spectaculos. Pentru că aveți prima idee prezentă în incipit, este metafora timpului. A doua este imaginea lui Moromete pe stănoagă la podișcă. Și a treia este scena cinei. Deci acestea sunt cele trei intrări care definesc incipitul. Deci prima intrare este metafora timpului. Așa cum ați prezentat-o voi, vă amintesc, în câmpia Dunării, cu câțiva ani înaintea celui de-al doilea război mondial, se pare că timpul avea cu oamenii nesfârșită răbdare. Viața se scurgea aici, fără conflicte mari. Ce timp verbal este folosit? Avea cu oamenii nesfârșită răbdare. Perfect. Nu mai vreau să vorbesc decât cu voi. Hai. Altcineva. Avea... Cristina. Mai tare. Timpul verbal folosit în incipit... Este imperfectul. Ce valoare expresivă atribuiți imperfectului? Deci ce rol a expresiv? Ce valoare stilistică? Evelina, tare. Imperfectul conferă un caracter evocator, durativ și iterativ. Iterativ. De data aceasta, timpul care avea nesfârșită răbdare este perceput ca o ființă colosală, ca un suprapersonaj. El își permite să tolereze oamenii și destinele lor, dar acest avea nesfârșită răbdare parcă ne și atenționează că răbdarea într-o zi se va termina și că oamenii din Siliștea Gumești, care își duceau existența fără mari probleme, cu mici nefericiri și cu mici fericiri, într-o zi se vor afla într-un timp mai puțin răbdător, vor deveni și ei victime ale istoriei, iar finalul, cu timpul care nu mai avea răbdare, 3 ani mai târziu, izbucnea cel de-al doilea război mondial, timpul nu mai avea răbdare, este tot imperfect, ați sesizat? Dar ia gândiți-vă ce valoare are acest imperfect. Timpul, 3 ani mai târziu, izbucnea. Are funcție de prospecțiune. Îndeplinește funcție de prospecțiune și cu ce l-am putea înlocui? 3 ani mai târziu izbucnea. Are valoare de viitor. Are valoare de viitor. Îndeplinește această funcție de prospecțiune. Este timpul, dacă am face o asociație așa între timpul echinocțial al binelui, pe care Ioana M. Petrescu îl numește echinocțial,
Și raportându-se la imaginarul poetic eminescian, aici, dacă timpul începutul este al armoniei, al echilibrului, timpul de la sfârșitul volumului 1 din Moromeții este un timp solstițial, al singurătății, al tristeții, al ruperii de sine și de ceilalți. Aceasta este simetria pe volumul 1, dar și una dintre intrările specifice incipitului. Vă notați și voi prima liniuță. Timpul. Cum i-am spus? Timpul armoniei, să-i spunem timpul armoniei, virgula, al echilibrului. Timpul armoniei, al echilibrului, raportat la timpul, din final, cum e? Timpul? Timpul singurătății, al dezechilibrului. Vreau să vă notați o temă. În finalul romanului, în acea invocație, în monologul interior al lui Niculae, în strigătul său disperat către tată, spune la un moment dat: nu toate încercările te lasă neatins. Puține te întăresc, toate caută să-ți ia puterea. Pornind de la această afirmație, scrieți un eseu, un text argumentativ de 15-30 de rânduri despre formarea personalității. Este un subiect de tip 2, despre formarea personalității, pornind de la afirmația lui Niculae. Scrieți direct afirmația. Nu toate încercările te lasă neatins.